Aproape 60.000 de persoane defavorizate din județ vor beneficia începând de luni de alimente alocate prin intermediul programului operațional ajutoare a persoanelor defavorizate. Prefectul județului Iași, Bogdan Cojocaru, a precizat că livrările către primăriile din județ au început din această săptămână și conform graficului transmis de furnizor se vor încheia la mijlocul lunii. În total, județului Iași au fost repartizate un număr de 58.600 de pachete cu alimente. Beneficiarii vor primi 1 kg de făină albă de grâu, 1 kg de mălai, 400 de grame de paste, 1 litru de ulei, 1 kg de zahăr, 1 kg de orez, conserve de carne de vită, carne de porc, pate, compot de fructe, gem de fructe. Greutatea totală a fiecărui pachet este de 25 de kg.